Am revenit în cea de-a doua parte a emisiunii. Alături de mine, în studioul IAŠTV Live, se află domnul Liviu Zanfirescu, șef serviciu Siguranța Circulației din cadrul Poliției Locale. Discutam despre modul în care reușiți să-i faceți pe participanții la trafic care conduc mașini și le parchează, le lasă intenționat neregulamentar în locuri în care, iată, se blochează traficul. Ne dădeați exemplu a unor câteva zone critice din oraș și ne spuneați și că informați înainte, cu ceva timp, o zi, două, pe șoferi, că urmează ca în acea zonă în care dumneavoastră faceți informarea, veți ridica mașini. Este o procedură nouă pe care ați gândit-o? Nu este o procedură nouă, dar este firesc, normal, și dacă tot vorbim de prevenție, e firesc ca o poliție să pună accent pe această activitate. Ce înseamnă vis-a-vis de această activitate de ridicare? Dintotdeauna, de fapt, cam din luna mai am început o campanie. Când nu era o activitate de ridicare, am început o campanie de informare a conducătorilor auto care se află în situația de oprire neregulamentară, în sensul giratorii, în intersecții, pe trecerile de pietoni, în fața unor locuințe unde le blocau accesul, acolo unde sunt zone rezidențiale și tot așa, în parcări, acolo unde erau destinate persoanele cu handicap. Și tot am desfășurat activitatea asta de prevenție, chiar și cu invitarea unor persoane la sediul poliției, însă după ce Curtea Constituțională a hotărât că poliția locală nu poate solicita date privind persoana care a condus, și o să lămurim și acest aspect, ce au voie să facă polițiști locali și ce nu au voie, am renunțat la această activitate. Când a început această activitate de ridicare a vehiculului, sau înainte de a începe această activitate, peste tot, în cele mai importante zone din oraș, unde traficul rutier era afectat de aceste staționări sau parcări neregulamentare, am realizat flyere de informare că se va începe activitatea de ridicare și costurile aferente ridicării, plus sancțiunea contravențională și punctele de penalizare. În același timp, am transmis printr-un mesaj în final că poliția locală vine în sprijinul tuturor celor care doresc să nu se afle în această situație prin acel mesaj de a-și găsi un loc de parcare astfel încât să nu se afle în situație de ridicare. Așa am făcut pe Bulevardul Nicolina, pe strada Sfântul Lazar, pe Bulevardul Majoron, pe Cantemir. M-aș opri un pic la Bulevardul Cantemir, unde, pentru a realiza marcajele rutiere, am desfășurat aceste activități timp de 3 zile. Am aplicat mesaje și pe ușile de acces în blocuri, la scara blocurilor, absolut la toate scările. Unii au înțeles, dar unii, până ce n-au văzut platformele de ridicare, bineînțeles că nu au fost situații de ridicare cu sancțiune și plata contravalorii acestei activități, a fost o activitate de mutare într-o altă zonă pentru a putea realiza acele parcaje. Ce vreau să scot în evidență? Că sunt foarte mulți și majoritatea cetățenilor care înțeleg, citesc mesajele, dar sunt mulți care ignoră și că de-aia lasă, poliția locală nu are competențe, n-au decât să afișeze, lasă că noi mergem înainte. Avem, iarăși, am avut o situație în Parcul Săulescu, strada Horia, strada General Bertlou, fostul spital de urgență, da, unde pe două sensuri de circulație efectiv este blocat cu totul traficul rutier. Peste tot în oraș, în municipii Iași, unde au fost reclamații, sesizări, unde noi ne-am sesizat despre asemenea situații, am aplicat flyere pe mașini la scara blocurilor și după aceea am început această activitate. Desigur că sunt persoane care sunt în tranzit sau care spun, s-a acționat 3 zile exact cu chestiunea, cu minunea, orice minune ține 3 zile, dacă au fost azi, mâine, poi mâine, se plictisesc, nu o să mai vin în această zonă că este ordine. Am observat, fie din necunoaștere, fie din ignoranță, nu vreau să mă refer la altceva,
Sunt conducători auto care efectiv nu le pasă de nimic. Nu cred că e vorba de bani. Nu le pasă de nimic în ceea ce înseamnă legea, ce fac autoritățile, ce își doresc autoritățile, că își doresc să ofere un confort, de ce nu, în traficul rutier. Pentru că una este să conduci atunci când, pe un bulevard, pe o stradă, când este ordine, și alta când fiecare conduce după bunul plac și sunt tot felul de opriri. Și putem vorbi de acel confort în traficul rutier. Așa că noi vom reveni cu informări, cu aceste flyere de care spuneam, că activitatea continuă, că se vor ridica autoturismele oprite, parcate neregulamentar, astfel încât să nu atragem nemulțumirea cetățenilor și să venim în sprijinul lor. Ce soluție ați găsit acolo? Că tocmai pomeneați de general Berthelot. Este o bandă întreagă ocupată de mașini parcate și acolo este și linie dublă continuă, din Da. câte știu, iar evident absolut toți trebuie să o încalce grosolan, dacă pot să zic așa. Da. Acolo de cele mai multe ori parchează aparținători, pacienți de la Spitalul de Oncologie. Nu chiar Nu chiar. pacienți, de la Spitalul Militar până pe Lascăr Catargi opresc de regulă studenți. Studenți care, în momentul când văd polițiști locali, îi văd, îi lasă, știe că nu pot să-i amendeze în lipsă. Când văd platforma, coboară toți și-și au mașinile. Cred că aspectul pozitiv din această activitate e că există posibilitatea ca atunci când vezi că se ridică mașina să te prezinți și să nu mai plătești contravaloarea întregii proceduri, ci doar contravaloarea activității de ridicare, fie că mașina este deja pe platformă, fie că nu. Cu toate că nu se exagerează, adică dacă deja începe procedura de ridicare, nu o să fie pus nimeni la plată. 290 de lei costă dacă autoturismul a ajuns pe platformă, mă prezint la mașină și sigur că eu, ca polițist local, sunt obligat să renunț la procedura de transport a mașinii în locul de depozitare și măsura este doar de sancționare a conducătorului auto. Totuși contează atunci când avem reacție, știți? Dumneavoastră ați amintit că am lucrat la Poliția Națională. Eu spuneam colegilor mei cam așa: dacă vedem un conducător auto că își pune centura atunci când întâlnește polițistul, să nu-l sancționăm, pentru că latura preventivă Funcționează. funcționează. Deci e o reacție. Cel care nu are reacție, fie că se gândește în altă parte, fie că ignoră polițistul, legea, de ce nu? Că la urma urmei, noi nu facem o activitate neapărat Goană așa, în goana după amenzi. după ceva. În goana nu e o goană, deși am putea spune. Exact ca profitul unei societăți comerciale. Care e profitul unei societăți comerciale? Banii, nu? La o poliție, indiferent care este, națională sau locală, care este? Ordinea. Să menții ordinea publică. Cum? În primul rând, prin prevenție. Doi, prin măsuri coercitive. Așa că acolo, în zona străzii General Berthelot, nu sunt neapărat și n-am întâlnit foarte multe cazuri de persoane care se adresează Institutului Regional de Oncologie. Ah, ok. Desigur că trebuie să spun cu tristețe că au fost situații, dar pe strada Sfântul Lazar, oameni disperați și nu avem cum să nu avem o reacție pozitivă, adică au fost situații când li s-au blocat roțile, știți că există și acea activitate de blocare autoturismelor parcate pe trotuar sau pe spațiu verde. Și este important să menținem și spațiile verzi, adică fără să mai punem în calcul eforturile primăriei, în momentul în care te afli într-un oraș în plin centru, oraș universitar, în apropierea unui institut, și tot îi noroi trotuarele sau spațiile verzi călcate, adică înțelegem cu toții, suntem bolnavi, avem probleme, toți putem ajunge într-o situație în care să avem nevoie de spitalul de oncologie, ferească Sfântul, de așa ceva, de greutăți. Dar totuși, trebuie să ne gândim. De multe ori au fost persoane care au condus pe cei bolnavi la spital
Și văzând că nu este nimeni prin zonă, poliție locală, au parcat cum mi-a tăiat capul în acel moment. Și de cele mai multe ori, nu corect. Și acolo s-a intervenit, s-au dispus măsuri, au fost situații nu de tolerare, ci de înțelegere. S-a aplicat doar avertismentul, nu s-a mai aplicat amendar, așa că eu trebuie să scot în evidență și nu fals, că latura umană funcționează la oricare polițist, fie la poliția română, fie la poliția locală. Bun. Pentru că vorbeam înainte de pauza de publicitate despre procedurile pe care dumneavoastră le îndepliniți atunci când ridicați mașini, da, vă rog să ne explicați ce înseamnă de la zero, așa, procedura de ridicare a mașinii. De la zero sunt echipaje care își începe activitatea de la ora 6, fac o observare în teren, în special în zonele unde se produc aglomerări ale traficului rutier, acolo unde se înregistrează ambuteiaje, aceste locuri se cunosc, și acolo unde se observă că sunt parcate autoturisme, deja se punctează. Sigur că ele se și cunosc, dar se face o trecere, o investigare a zonelor, după care echipajele care își încep activitate de regulă după 8:30, și o să vă spun de ce, ar fi culmea, după ce traficul este atât de aglomerat, noi să blocăm traficul rutier cu aceste platforme, cu polițiști, pentru a ridica un autoturism. Până atunci, poliția locală, între 6:30 și 8:30, dirigează traficul rutier, uneori și după această oră. Dar de la orele 8:30 începe această activitate de ridicare. Polițistul local, care identifică zona, dispune ridicarea și dispune ridicarea 2, 3, 4, 8 autoturisme dacă se află în zona de oprire, în cei 25 de metri de intersecție, chiar dacă este marcat, chiar dacă nu este marcat. Personalul de la servicii publice, pentru că este o echipă întreagă, își notează caracteristicile vehiculului, în același timp polițistul local face verificări despre vehicul aparținător, și personalul specializat din cadrul servicii publice ia și efectuează fotografii și filmări ale vehiculului respectiv din toate pozițiile. Se întocmește o dispoziție de ridicare, în baza căreia deja începe procedura de ridicare pe care o face o echipă împreună cu conducătorul de vehicul, în prezența polițistului local și acele echipe care notează, verifică caracteristicile, identifică eventuale avarii care trebuie să le scoată în evidență pe fotografii. După care autoturismul este transportat în baza în locul de parcare care aparține servicii publice Iași. Dacă proprietarul, deținătorul, utilizatorul acelui vehicul se prezintă la mașină, același polițist dispune coborârea de pe platforma a vehiculului, urmând ca acea persoană să plătească doar 290 de lei. Desigur că nu se ridică vehicule, de asta spun că este o echipă în care să se afle persoane, minori, adică nu trebuie să existe nicio persoană în vehicul ca să poată fi ridicat. Ar fi culmea cu persoana în mașină să dispui ridicarea acelui autoturism. Pentru că vorbim aceeași limbă, deci da, autoturism este... vehiculul respectiv este transportat în baza servicii publice Iași, unde este la fel fotografiat, filmat, așa cum arată vehiculul în momentul parcării. De ce? Tocmai pentru a nu exista posibilitatea sau situația în care vehiculul să fie avariat în locul de parcare, de orice altceva posibil, și să nu se cunoască acest aspect. Paza se asigură 24 din 24, iar eliberarea vehiculului din locul de parcare, la fel, 24 din 24. Sunt situații în care sancțiunea contravențională este aplicată de către polițistul local. Avem un polițist în baza servicii publice Iași, care, de fapt, ce face? Procesul verbal de recepție al vehiculului respectiv și întocmește proces verbal de contravenție și de restituire a vehiculului persoanei care se prezintă. Persoana care se prezintă pentru preluarea vehiculului va da o declarație cine a condus autoturismul.
Dacă a condus altcineva autoturismul și l-a parcat în locul respectiv, desigur că persoana care preia în calitate de proprietar sau delegat nu va fi sancționată, dar va fi sancționată în baza declarației conducătorului auto acea persoană. Și aici o să mă refer la hotărârea Curții Constituționale. Au fost foarte multe interpretări în mass media despre competențele poliției locale. Când au voie să te oprească, când au voie, dacă au voie să te oprească, în ce condiții, când au voie să te sancționeze, ce documente să le prezentăm. Și ce sancțiuni au voie să constate. Eu lămuresc acum și oricând. Deci un polițist local nu poate opri în trafic din mers un vehicul, cu excepția bicicletelor și mopedelor, căruțelor, pentru a-l sancționa. Deci, sunt câteva excepții. Bicicletele, mopedele, căruțele și mai e o categorie, mijloacele de transport mărfuri, care depășesc greutatea maximă admisă pe osie. Poate să le oprească polițistul local în condițiile legii 155, sunt prevăzute pentru a fi sancționat. În alte situații, polițistul poate sancționa atunci când un vehicul vine pe acces interzis. Avem foarte multe situații deci de genul opri. Ăsta. Poate opri. Când vine pe acces interzis și să sancționeze. Cel mai banal în alte situații nu există variante. De exemplu, Piața Unirii. Deci autoturismele, tot ce înseamnă autoturism, poate fi oprit dacă vine pe acces interzis și sancționat. În alte situații nu există. Pentru bicicliști, mopediști, căruțași și mijloace de transport mărfuri care depășesc greutatea maximă admisă, da. Atât. În celelalte situații nu. Însă din staționare, așa că o să vedem polițistul local că acționează pentru opriri neregulamentare, staționări neregulamentare, staționări însemnând acolo unde sunt opririle interzise, cât și în zonele rezidențiale sau acolo unde sunt parcări speciale amenajate pentru persoanele cu handicap. Să nu facem confuzie cu polițistul local care acționează pentru fluidizarea traficului rutier dimineața în intersecții, când, potrivit legii poliției locale, acționează pentru fluidizarea traficului rutier, având dreptul să facă semnal regulamentar de oprire pentru fluidizare. Dar nu pentru a opri scop. Ca să sancționăm, cu excepțiile pe care le-am prezentat. Bun, spuneți, vă rog. Ce sancțiuni poate constata agentul poliției locale? Dacă... Sunt 9 sancțiuni pe care un polițist local le poate constata. Oprirea, staționarea, pietonul care traversează strada neregulamentar, biciclistul care circulă neregulamentar, mopedistul, căruțașul și mijloacele de transport care depășesc greutatea maximă admisă, accesul interzis. Și sunt 9 sancțiuni în total pentru care polițistul local are competență să aplice sancțiuni. Dar vreau să lămuresc și aspectul cu de ce a fost chestiunea aia la Curtea Constituțională. Au fost situații, nu la Iași, nu neapărat că sunt eu la Iași și sunt avocatul poliției locale, dar nu am avut situații să sancționăm conducători auto în lipsă la ordonanța de urgență a Guvernului 195. Deci noi nu avem dreptul, cu excepțiile pe care le-am spus, să sancționăm conducători auto pentru sancțiuni prevăzute de ordonanța de urgență a Guvernului 195 din 2002 sau regulament de codul rutier, ca să fiu mai scurt. Ei, în țară au fost reclamații și desigur că s-a supus dezbaterea această problemă, dar vreau să precizez că atunci când un polițist local constată contravenții pentru care nu este competent, poate informa inspectoratul de poliție pe raza căreia funcționează și acea poliție poate să aplice sancțiunea în baza unui proces verbal olograf conform ordonanței de guvern 2, cea care reglementează aplicarea contravențiilor. Deci există soluții, numai că procedurile sunt mai greoaie. Nu i-ar conveni nici celui de la Poliția Națională și nu e un randament foarte bun nici pentru polițistul local. Așa că, dacă ne concentrăm pe problemele din comunitate, pe competențele care sunt
sunt suficiente activități și n-are timp un polițist local să stea în pauză prelungită, câtă treabă este. Am o speță, tocmai mi-am adus aminte, îmi povestea un taximetrist despre o situație pe care a întâmpinat-o chiar dumnealui, de la Filarmonică, pe Cuza Vodă, către Piața Unirii. Era taxi care, așa cred că știm cu toții, că este considerat mijloc de transport în comun. Deci circula pe acest segment, a fost oprit la capăt în Piața Unirii de către un polițist local, a fost amendat pentru că circula pe, în zonă cu restricții, deși indicatorul permite mijloacelor de transport în comun să circule pe, pe acel segment. Avem două tipuri de transport persoane, în comun și în regim de taxi. În comun sunt trasee stabilite și vedem deja nevoia de a rezerva o bandă de mers mijloacele de transport în comun, pentru că la traficul rutier de astăzi în municipiul Iași, oricât ar vrea structura, sau să-i spun RATP-ul, să respecte graficul de circulație, nu reușește. De ce? Din cauza aglomerărilor de trafic rutier, din cauza unor conducători auto care opresc în stații și nu poate să intre autobuzul în stație, în alveolă, dacă a intrat nu mai poate să iasă, că unii nu știu să dea prioritate și tot așa. Însă transportul în regim de taxi, desigur că beneficiază de prevederile legale dacă transportă o persoană într-o zonă interzisă, dacă acea persoană locuiește acolo. Sau o persoană are de lucru la o societate comercială care este pe tronsonul, de exemplu, unei Cuza Vodă, unde este acces interzis. Dacă acel taximetru a dus o persoană în acea zonă și se reîntoarce în loc, nu o să-l sancționeze nimeni. Dar în momentul în care încep să motivez că am dus o persoană acolo, dar de fapt nu am dus-o și am văzut și un polițist vede, sigur că sancționează, așa cum nu sunt foarte mulți, dar sunt taximetriști care nu poartă centura de siguranță. Puteți. În momentul când se află singur în autoturism. Nu este obligat să poarte centura atunci când are client. Știm cu toții de unde a plecat această măsură. Unii spun foarte bună, alții nu. Noi o lăsăm că este foarte bună atâta timp. De fapt, cred că mă duc cu discuția prea mult, pentru că un polițist, indiferent de unde este, aplică legea, nu stă să o comenteze dacă e bună, dacă este rea. Veghează la respectarea legii. De fapt, asta este misiunea unui polițist din structurile de ordine publică. Nu comentează pe marginea legii dacă e bine sau dacă e rău. Dar am vrut să lămuresc acest aspect de sancțiunea taximetriștilor. Deci, nu există o dorință de a sancționa taximetriști. Dar să știți că este o mare dorință din partea cetățenilor, așa cum au așteptări de la poliție, să aibă așteptări și de la un transport în regim de taxi sigur, elegant, cu o deservire ireproșabilă, nu cu muzică la maxim în taximetru, nu cu un taximetrist nervos, un taximetrist care să îndeplinească toate condițiile legale. De aceea, de foarte multe ori, se verifică legalitatea transportului în regim de taxi, așa cum se verifică de altfel și legalitatea transportului public de persoane. Cred că ar fi foarte multe de discutat în continuare despre toate aceste lucruri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, pentru participarea la emisiune, am ajuns la finalul emisiunii. Și eu vă mulțumesc foarte mult și sper că am atins foarte multe subiecte care sunt de altfel sensibile și poate că și cu alte ocazii extindem discuția și pe alte obiective, competențe pe care le are poliția locală. Vă mulțumim! Eu sunt Andreea Luca, vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem săptămâna viitoare!